Salutare tuturor, bine ați revenit în blogosferă! Bine v-am găsit! Știm cu toții că românii sunt foarte interesați de fashion. Da, și de beauty. Da, dar mai mult fetele sunt interesate de beauty. Uite, eu, de exemplu, când citesc un blog și văd foarte multe chestii despre fashion, mă deprimă, m-aș dori să aflu mai multe despre viața personală a oamenilor. Asta înseamnă diversitate. Păi, da, și unde putem găsi asta? Păi nu știu, de exemplu, toate blogurile din ziua de astăzi au o anumită nișă. Ori sunt de călătorii, ori culinare. Eu chiar zilele trecute am citit unul foarte diversificat. Îmi scrie acolo povestea și despre mama, ceva și despre beauty, ceva și despre fashion, călătorii. Sunt destul de interesant. Ești curioasă, nu? Da, despre cine e vorba? Este vorba despre Ilinca Munteanu, blogspot.ro. Hai să o invităm alături de noi să vedem ce are de spus și să ne dea mai multe detalii despre ea și blogul ei. Bună, Ilinca, bine ai venit la noi! Bine v-am găsit! Spune-mi, cum te-ai apucat de asta? Cum te-ai apucat să faci blogging? În primul rând, m-am uitat pe Instagram și deodată mi-au apărut mai mulți bloggeri. Apoi toată lumea m-a întrebat, de ce nu faci ceva să scrii, să, dacă tot îți place să faci poze, să scrii și să ne împărtășești ce gândești, cum te îmbraci? Și m-am gândit într-o zi de vară să mă apuc și să încep chestia asta. Ce scrii tu pe blog sau despre ce scrii? Beauty și fashion. Am văzut că ai câteva povești despre mama ta sau o poveste, am citit ceva despre asta. Ea te-a ajutat în toată treaba cu bloggingul? Da, este o continuă sursă de inspirație pentru mine, mai ales tot a început de la bunicile mele. În familia mea toate femeile au fost atrase de fashion și mama este principala mea sursă de inspirație, iar apoi vin celelalte. Care a fost și mai vizualizat articol al tău? Surprinzător, cel de beauty. Cum te vezi peste 10 ani? Spune mai multe despre asta. Sper să ajung să am cât mai multe proiecte, Ilinca Munteanu Blog să ajungă cât mai cunoscut și să am cât mai multe prietene în acest domeniu și să avem așa un concept împreună. De cât timp faci asta? Din iulie, de la sfârșitul iulie. Dacă ar fi acum să alegi între blog și vlog, ce alege? Blogul, deoarece îmi place să scriu și deocamdată mă tem de camere, dar am anumite proiecte și vreau să mă extind și pe partea de videoclipuri, dar momentan blog. Vreau să spui ce feedback-uri ai primit tu de la cititorii tăi. Surprinzător, pozitive, dar și negative, cum e în fiecare domeniu. Cum ai trecut peste cele negative? Pentru că știm că de obicei sunt mai dureroase. Cu ajutorul familiei și a prietenilor. Pentru mine, părerile lor contează. Spune-mi ce bloguri urmărești tu și de ce? Ioana Grama, Alina Ceușan, evident, sunt cele mai cunoscute și le ador. Îmi place foarte mult cum explică, cum se îmbracă și pentru mine sunt o sursă de inspirație. Ce faci tu mai exact pe blog? Dai sfaturi? De unde să-și cumpere fetele haine? Cum să se macheze? Le dau sfaturi, din ceea ce știu și eu, bineînțeles, nu sunt vreo expertă sau ceva, din ceea ce am învățat, ceea ce am citit. Depinde foarte mult de starea mea și cum sunt în acel moment. Și, în principiu, sfaturi, ce am văzut eu, ce mi se pare, cum cred eu că e bine să te îmbraci, cum nu, ce nu-mi place, ce-mi place, e ceva personal. Ai și un backup plan în caz că nu o să meargă cu bloggingul? Acum am cu mama un atelier de creație și vreau să-l extind, dar cred că o să merg. Ce spun colegile tale acum? Îți cer sfaturi în privința fashion-ului? Da, am un grup de prietene și mă susțin în tot ceea ce fac. Îmi place că toată lumea mă întreabă când mai postez, cum, ce îmi place să fac. Și... Vis-a-vis de postat, cât de des postezi? Când am timp, încerc să-mi fac timp, nu vreau să mă las, cred că o dată pe săptămână. Dar ai observat că dacă nu postezi nici măcar o dată pe săptămână, îți scad cititorii? Da, evident. Dacă ai avea un sfat pentru tinerii care vor să apuce de blogging, ce le-ai spune? Să nu se lase, indiferent cât de greu pare, pentru mine nu e, și să nu bage în seamă niciodată părerile negative, să fie ceea ce sunt ei, niciodată să nu pară altceva.
Îți mulțumim frumos, Ilinca, pentru interviul acordat, dar nu înainte de asta urmează confruntarea pentru tine. Mulțumesc și eu. Invitata noastră de astăzi, Emma, este la fel de pasionată de fashion precum Ilinca. Haideți să vedem cum va decurge testul fulger. Bună, sunt Emma, m-am uitat pe blogul tău și am fost că predomnă ținutele legate de școală. De ce ai ales această opțiune? Pentru fetele de vârsta mea. Animal print sau army? Army. Romantic sau stilul maroc? Romantic. Basic sau sport? Basic. Ținuta elementară din garderoba unei fete? Jeans și o bluză albă. Vestimentația ideală pentru o ieșire cu prietenii? Jeans și o geacă de piele. Denim sau piele? Denim. Acestea au fost întrebările mele pentru tine. Emma, vreau să știu dacă te-a surprins vreun răspuns. Nu m-au surprins răspunsurile, dar au fost cele la care mă așteptam. Am înțeles. Ilinca, ți s-au mai pus vreodată astfel de întrebări fulger? Niciodată. Vă mulțumesc din suflet. Mulțumesc și eu. Cu siguranță, atunci când citiți un blog, sunteți curios să aflați dacă vă regăsiți pe voi în acele articole. Dacă sunteți pasionați de fashion și de beauty, vă invităm să intrați pe blogul Ilinca Munteanu. Și nu uitați de concurs, intrați pe pagina Școala de Fe oficial, dați-ne un like și share și puteți câștiga o săptămână la mare cu masă și cazare gratuite dacă ne spuneți ce preferă Ilinca, basic sau sport. Și până data viitoare, cu sau fără blogging, fiți creativi!